Dacă nici el nu ne face să râdem, înseamnă că nu mai avem nicio șansă. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze puternice pe Rikito! Bună seara, bună seara! Eu sunt Rikito Watanabe și probabil mă știți de mine, de la emisiune Șefi la Cuțite. Am vrut să fiu în echipa lui Chef Bontea pentru că avem aceeași pasiune pentru Perica. Pentru? Perica. Am fost chemat la Humor și am înțeles că după vor să mergi și la ASE Express. Dar nu vreau să merg și să dorm pe stradă. Am fost eu. Să fac cu mâna la mașini, așa, opriți-vă rog. Pentru că vor crede familia mea. M-am expulzat de la România. Nu mi-a expulzat. Greu de tot să vorbim. Ce vrem, mă? Astăzi vreau să vorbim despre diferența între Japonia și cultura România. Sunt puțin o ciudățenie în Japonia. Pentru că m-am mutat în Constanța, vă dați seama. E ca și cum un român să decide să emigreze în Irak. Nu prea aveți ce să faci acolo. Așa da. Mama mea, întrebat de ce vin România? Ce îmi lipsește în Japonia? Iar tatăl meu a spus, creier. Am decis să plec pentru că am vrut să devin cineva în viața. Să mă remarc, dar în Japonia, așa cum știți, suntem tot identici. Să iasă în evidență. În Japonia, s-a întâmplat conturi prea repede. Merg trenul cu 300 de kilometri la ora. Ajunge la muncă într-o 10 minute. Foarte repede. Nu ai timp să te gândești. Eu aici la Constanța am luat trenul până București. Și până ajuns la București, m-am schimbat carierul meu. La noi în Japonia există oameni angajați special care împinge într-un tren așa. Aia care te înghesuie. Da. Și în România există asta, dar de obicei sunt hoți de buzunari. Sunt câteva lucrurile care seamănă la țările noastre. Noi suntem neam de samurai. Și voi, la fel, pentru că avem toți macetele, voi. În Japonia, folosim macete de katana pentru harakiri sau acțiune, ceva. Fac. Exemplu. În România, în caz de cracțiune în trafic. Dar el a greșit orașul, el trebuia să se mute în Craiova. La noi, număr 4 nu se spune niciodată. Pentru că este ghinion. Românii, cum românii aveți cu număr 13? Nu este bine număr. În Japonia, chiar și liftul, butonul 4, nu funcționează. Exact ca aici. În general, cu lifturile. Nu funcționează. Noi, japonezi, suntem mai rușinoși. Așa și filmele porno. Ați văzut, domnul Bendeac? Noi punem blur totul. Nu se vede. Ce s-a întâmplat? E foarte scuze. Unii oameni cred că pentru că nu se vedea organul sexul ca e mic. Alți oameni știu sigur că așa e. Nu e adevărat. Asta e adevărat. Am înțeles că vă place geișele. Tuturor ne place. Prima dată când am venit în România, am fost să fac viza de muncă. Și mi-a spus să merge la doamna la ghișeu. Geisha de la acolo se uită urât pe mine. Și după am înțeles că tot este un obicei. E clar aparate de sucuri. Bag în bani și începe să zâmbește. Dar noi nu dăm bacșiș în Japonia. Niciodată s-a întâmplat asta. Este o jignire treaba asta. Și doamna, cred că înțeles pentru că a spus că pot să o jignesc. Că nu e problema. Am spus că e nesimțită. Mâncarea japoneză este foarte, foarte bună.
dar și cea romanescă este foarte, 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 foarte bună. Trebuie să spun că sunteți în țara nație zgârcită, pentru că ați inventat mâncarea, se numește mici. Aici am descoperit chifteri japonezi care la noi nu se fac. Și cârnați polonezi care nu mai există în altă parte. Dar te iubesc pe România, te iubesc România. Nu uitați, dacă veniți în Constanța, avem un loc de restaurantul japonez frumos, singur loc unde mănânci tempura și sushi și ascultați pe Domnul Jean de la Craiova. Deci, vă mulțumim frumos, vă mulțumesc frumos! Domnul